Amalia, pe drum. Neața, neața! Eu sunt Amalia și începând de astăzi o să vă spun ce ne prezic astrele. Haideți să începem cu berbec. Astăzi se anunță întâlniri și dialoguri cu șefii. Este posibil să ai de-a face și cu reprezentanții unor instituții oficiale. Fii prudent în vorbe și în fapte, deoarece imaginea ta publică și poziția socială pot avea de suferit. Taur. Relațiile cu străinătatea sunt foarte activate astăzi. După schimbul de idei și informații, îți vei reface planurile de viitor. După amiază, relaxează-te cu vizionarea unei piese de teatru sau la un concert de muzică clasică. Gemeni. Ziua este favorabilă achitării taxelor restante. Veniturile tale din muncă vor crește încet, dar sigur, însă există multe persoane apropiate care vor să profite de resursele tale materiale. Fii mai discret și selectează-ți cu grijă anturajul. Rac. Este nevoie să îți pui în ordine relațiile parteneriale. Bine ar fi să faci un pas înapoi și să observi atent ce se petrece în acest sector de viață. Evită postura de victimă și încearcă să nu îi mai critici pe cei din jurul tău, deoarece aceștia sunt oglinda ta. Leu. Săptămâna începe cu multă agitație la serviciu. Relațiile colegiale sunt tensionate, de aceea bazează-te mai mult pe forțele tale. Sănătatea este și ea vulnerabilă, așa că preocupă-te mai mult de ea. Fecioară. Gândurile îți vor fi atrase de relațiile sentimentale. Există tensiuni în acest segment, însă tu ești cel care trebuie să îți modifici atitudinea față de cei dragi. Fii mai deschis la nevoile celor din jur, iar ei te vor răsplăti la rândul lor din plin. Balanță. Astăzi va trebui să te preocupi de cămin, dar și de serviciu. Cu toate că sufletul tău își dorește să stea mai mult acasă, treburile profesionale nu prea îți dau pace. Controlează-ți reacțiile pentru a trece cât mai ușor peste provocările zilei. Acasă poate fi nevoie să rezolvi chestiuni patrimoniale, dar și de rutină. Scorpion. Se anunță călătorii pe distanțe scurte, fie în scop profesional, fie pentru a fi aproape de persoanele dragi. Gândirea și comunicarea sunt subiective, așa că încearcă să rezolvi prioritățile și evite să iei decizii importante. Săgetător, veniturile tale se vor rotunji astăzi, fie de pe urma muncii depuse, fie pur și simplu primești o sumă de bani drept cadou. Astfel și pofta de a cheltui apare imediat. Spre seară, sfătuiește-te cu cineva drag în privința sectorului financiar și a muncii pe care o depui. Capricorn. Astăzi beneficiezi de energie și vei reuși să rezolvi multe treburi. Sunt momente bune pentru a-ți reorganiza programul zilnic sau pentru a-ți planifica îngrijiri corporale. După amiază, pune-te la după cumpărături sau invită-ți prietenii apropiați la masă. Vărsător, sănătatea lasă de dorit astăzi. Încearcă să îți dozezi eforturile și să fii mai discret. Pe cât posibil, odihnește-te, adoptă o dietă de sezon și hidratează-te suficient. După amiază, rezervă-ți momente pentru o plimbare în aer liber alături de cineva drag. Pești, relațiile cu prietenii sunt cam tensionate astăzi. Unii dintre ei te susțin, însă alții vor să-ți pună bețe în roate. Ești tentat să asculți doar de tine și să ignori total părerile altora. Fii prudent și evită să vorbești prea mult sau să emiți judecăți finale. Eu sunt Amalia, sper să aveți o dimineață minunată. Ne revedem în partea a doua emisiune. Mulțumim, Amalia, mulțumim, Memelu.